Locuitorii a 10 comune din zona metropolitană Iași au resimțit avantajele unui transport de calitate la prețuri corecte. Implementarea proiectului de transport public metropolitan este realizată gradual, astfel că, pe parcursul anului 2023, vor deveni funcționale și celelalte 18 trasee propuse de AMTPI și localitățile din zona metropolitană. Noile trasee pe care le operează CTP Iași sunt următoarele. 101 Târgu Cucu, șosea amara de Vânt, Complex Roa, Dorobanți, 102 Târgu Cucu, șoseaua Moara de Vânt, Complex Roa, Primăria Aroneanu. 104 Primăria Aroneanu, Rediu Aldei. 202 Casa Sindicatelor Păun. 401 Tătăraș Sud, Rond Dancu, Primăria Holboca, Rusenii Vechi, Rusenii Noi. 501 Poduroș, San City, Miroslava, Vorovești. 503 Tehnopolis, Valea Adâncă, 5 drumuri, Primăria Miroslava. 601 Târgu Cucu, șoseaua Sărărie, Cârlig, Vânători, Popricani 701 Rond Copou, Breazu, Horlești 702 Rond Copou, Breazu, Rediu, Păcurari 801 Rond Țuțora, Tomești, Goruni 803. Rond Țuțora, Tomești, Țuțora, Oprișeni Timpul și prețurile titlurilor de călătorie sunt Bilet o călătorie valabil 120 de minute doar pe raza UAT-urilor până la punctul de debarcare din municipiul Iași, 5 lei Bilet o călătorie valabil 180 de minute pe raza UAT-urilor și municipiul Iași, 7 lei Bilet două călătorii, fiecare dintre ele valabile 180 de minute pe raza UAT-urilor și municipiul Iași, 12 lei Abonament unic valabil 30 de zile doar pe raza UAT-urilor până la punctul de debarcare din municipiul Iași 200 de lei Abonament unic valabil 30 de zile pe raza UAT-urilor și municipiul Iași 300 de lei. Abonament unic valabil 6 luni doar pe raza UAT-urilor până la punctul de debarcare din municipiul Iași 1000 de lei. Abonament unic valabil 6 luni pe raza UAT-urilor și a municipiului Iași 1500 de lei. Abonament unic valabil 12 luni pe raza UAT-urilor și a municipiului Iași 2400 de lei. Titlurile de călătorie pot fi achiziționate fie online prin aplicația 24Pay, fie de la orice automat de bilete de pe raza municipiului Iași, ori din afara acestuia, fie de la tonetele CTP Iași din municipiul Iași, fie de la POS-urile montate în fiecare mijloc de transport public. În ceea ce privește situația de pistării de către controlorii CTP Iași a călătorilor frauduloși, valoarea sancțiunii contravenționale aplicate în astfel de cazuri este de 150 de lei, iar a taxei speciale de călătorie care se achită pe loc este de 99 de lei.